E o zi deosebită, nu doar pentru fotbalul ploieștean. Mircea Dridea fiind, fără nicio discuție, exponentul întregii calități fotbalistice a Ploieștiului, a Petrolului. Această calitate care vine de demult, dar poate vom avea timp să discutăm, e incredibil că am trăit acest moment, trăim acest moment de a-l putea felicita pe un om care reprezintă pentru Petrolul ce reprezintă Ion Oblemenco pentru Craiova, Cornel Dinu pentru Dinamo. Și te întreb altceva, o paranteză scurtă. Ai spus Oblemenco pentru Craiova, Dinu pentru Dinamo, Dridea pentru Petrolul. Spune-mi la Steaua, din punctul tău de vedere, cine este acel unu, pentru că sunt mulți. Care ar fi cel care trebuie nominalizat pe prima treaptă a podiumului? După părerea mea, Marius Lăcătuș. Marius Lăcătuș, peste Tudor Elsoica. Cred că da. Sigur că statistic putem găsi și la Craiova, nu știu... O mie de argumente și pro și contra. Da, sigur, Balaci, Oblemenco n-a jucat niciodată în echipa națională, de pildă. Și sunt atâția fotbaliști craioveni care au zeci de prezențe la național, nu mai vorbesc de Gică Popescu, de pildă, care pleacă de acolo și ajunge la Barcelona, capitan. Dar ca putere de impact, ca... Știi care e principalul criteriu? Oamenii. Oamenii sunt cei care recunosc și dau această... Fără acte. Suporterii dau acest titlu fără a avea nevoie de formulare. Ce le spune lor sufletul, aceea este decizia. Iar la Petrolul, Mircea Dridea este. Este adevărat. Bun, haideți să vedem prima parte a interviului cu Mircea Dridea, făcut de colega noastră Carmen Mandiș, după care revenim să comentăm. Foarte multe achiziții, ca să spun civilizat, au fost făcute fără verificare, fără a verifica. Deci au fost jucători care au fost luați pe site-uri fără ca să primească sau să primească măcar o propunere de la un om de fotbal, ca să nu să spun altfel. Iar la fel și antrenorii în 3 ani, deci în afară de vreo 80 de jucători, au fost și 8 sau 9 antrenori. Asta spune ceva, pentru că este inadmisibil și imposibil ca din 7-8 antrenori care trec pe aici, măcar unul să fie cel care să cunoască fenomenul. Sunt fotbaliști care vor să trăiască bine, vor să câștige un ban și motivul se vede clar în rezultate. Dar eu spun înainte de a fi principalul vinovat, eu consider că principalul vinovat sunt alți factori. În primul rând, sistemul de organizare al clubului, în al doilea rând, alegerea antrenorului, care trebuie, așa cum am spus, ales în funcție de ce dorește. Pentru că vine un antrenor și trebuie să ne spună, trebuie să ne spună celor în cauză ce dorește de la această echipă. Nu? Dacă el nu dorește promovarea, atunci ne despărțim. Eu am două propuneri. L-am pe Mourinho, l-am pe Klopp, indiferent ce se întâmplă cu Petrolul. Dacă mâine va ajunge din nou în divizia a 4-a sau a 5-a, sau va ajunge campioana României, pentru noi Petrolul rămâne totuși același Petrolul. Eu o viață întreagă, din 1952 până în 1987, efectiv, deci 35 de ani, am fost 15 ani jucător, numai la Petrolul și numai în Liga 1. Am fost după aceea încă 20 de ani antrenor sau conducător al clubului, președinte de club. Da, este Mircea Dridea la 84 de ani și vreau să întreb, Marius, pare într-o formă foarte bună. Eu l-am văzut acum 4 sau 5 ani, cred că la aniversarea, 80 de ani, sper să nu mă înșel. Și era în aceeași formă extraordinară, bună, un om de o luciditate și de o, cum să spun, de o căldură sufletească rar întâlnită, mai ales în acești ani pe care îi trăim noi astăzi. E un om căruia Petrolul îi datorează enorm. Unul dintre puținii oameni care au dat mai mult ei decât comunității, da, și clubului decât au primit de la club. Da. Și tot... uite că în continuare legat de actualitate glumește, urmărește. E clar că foarte bune, exact. Cu Mourinho și Klopp. Asta vreau să spun. Propuneri de antrenor, da. Și clar este supărat pentru ceea ce se întâmplă la Petrolul. Cred că e dovada cea mai bună, actualul Petrolul, a faptului că nu banii decid performanța. Nu banii decid performanța, e cam povestea aceea de demult, dar o susțin, o ajută, o pot,
o... Nu banii aduc fericirea, dar o prelungesc, ceva de genul ăsta. Da, dar o întreținere. Exact. Da, nu doar banii, cred că cel mai corect e așa. Nu doar banii aduc performanța. Pentru că fără astfel de repere și un caz rar și astfel de cluburi ar trebui să se mândrească, pentru că sunt puține, au rămas tot mai puține în fotbalul românesc, care să aibă un astfel de far, un reper, o carte la care să se întoarcă mereu. Știi, la un moment dat erau cântece prin galerii, diferite galerii, și un refren spunea, nu mai mi-aduc aminte unde, cine suntem. Dacă nu mă înșel, la Ucluj, apropo de un alt simbol care, din păcate, a dispărut recent dintre noi, simbolul Universității Cluj, Remus Câmpeanu. Cine suntem, dacă ar fi să strige Galeria Petrolului acest lucru, suntem Mircea Dridea. Și cariera lui, performanțele lui de neînchipuit astăzi, ar trebui să oblige, la mai multă grijă atunci când, nu când ratăm promovarea, când manipulăm sau când ne folosim de niște sentimente ale suporterilor. Sentimentele suporterilor sunt manipulate de ani de zile și prin acești oameni, care și la rândul lor, din punctul meu de vedere, câteodată sunt manipulați de anumiți oameni de bine, să le spunem așa, care vin să investească. Însă aș vrea să te rog să ne spui, din punctul tău de vedere, de ce crezi că s-a ajuns ca tot mai multe cluburi din România să dea la o parte acești oameni? Pentru că dacă stai să te uiți la cluburile care mai există de tradiție, gloriile sunt cumva lăsate într-un plan secund. Și cred că se pierde din identitatea cluburilor. Sigur că se pierde din identitate. De ce s-a ajuns în acest punct? Nu știu, poate din pricina cavalcadei ăsteia de după Revoluție, în care foarte multă lume a crezut că e important să iasă cu pieptul în față, să-și aroge drepturile altora, să câștige altfel decât prin respectul oamenilor anumite galoane. Dar eu cred că în acest moment, și nu doar în acest moment, cred că de o perioadă bună suntem în recuperarea acestor valori. Mă uit în tribună la Craiova și văd aproape toată Craiova Maxima și reprezentanții campionei în mari iubiri la meciuri. Sigur, dar vezi în același timp și un război între Craiove, un război civil, dacă vrei, în Craiova, între suporteri, lucruri care, din punctul meu de vedere, dăunează. Sigur că da. Scindarea glorilor, cred că este poate cel mai grav lucru care se poate întâmpla la un club de tradiție. Bun, se întâmplă, s-a întâmplat din păcate. Dar e mult mai, de salutat respectul cu care sunt întâmpinate la clubul de Liga 1. Cea mai mare parte a lor vin acolo și se regăsesc în echipa de Liga 1, în Universitatea Craiova. La Dinamo la fel, sigur că e o vârstă și pentru Cornel Dinu, prietenul nostru și prietenul celor care iubesc fotbalul. Are o vârstă și poate că e mai greu de recuperat acum și de recuperat, de implicat activ de implicat în viața activ, da, clubului, dar el rămâne acolo și ceea ce spune, când spune, are valoare mai mult decât orice act administrativ cu privire la soarta lui Dinamo. Rapidul încearcă, prin aducerea lui Daniel Nicolae, iarăși e un pas către, ce spuneam, recuperarea aceasta a valorilor certe. Da, sigur, nu e un proces simplu. Eu cred că odată cu noile stadioane, odată cu reforma fotbalului românesc, care și ea se petrece aproape fără să ne dăm seama, cred că un rol important vor avea acești oameni cu părul alb, care știu cum a fost înainte și să dea o identitate celor care acum sunt în clasa a șaptea, exact, și scriu pe caietul de matematică la sfârșit. În cazul... Florinel Coman. Florinel Coman, da. Sunt idolii lor de astăzi, așa cum... Cum și Cornel Dinu era la Dinamo la vârsta lui Florinel Coman, la început de drum. Sigur. El a venit acolo jucând oarecum pe... În 66, cred că a ajuns la Dinamo de la Târgoviște, dacă mă înșel. Sau 67. Da. 66, cred, la 18-19 ani, că e 48 născut. Da. Dar venea pe locul unui monstru sacru, Ion Unweiler. Unweiler, da.
cât de greu i-a fost? Cine își închipuia că Nici nu poți să compare astăzi. Adică Florin, nu, hai să nu ne centrăm pe Florin. Orice jucător tânăr de valoare din Liga 1, care vine la o echipă galonată, nu vine în competiție cu un jucător atât de mare cum era Nunweiler în acea perioadă pentru Dinamo. Nunweiler era o instituție și acea instituție a rămas în picioare și azi, frații Nunweiler. S-a mai construit una și s-a mai construit una lângă o instituție care se numește Cornel Dinu, scriitorul, analistul, antrenorul, dar cel mai important, pentru că eu l-am văzut jucând, fotbalistul Cornel Dinu. Nu avem, cu mâna pe inimă spun, nu avem de ani de zile. Cred că de la retragerea lui Gică Popescu de acum aproape 20 de ani, noi nu mai avem un fotbalist care să semene măcar cu Cornel Dinu. Și asta spune multe. De aceea ei au rămas, pentru că noi dacă am fi avut după generația Dinamo cu Cornel Dinu, cu frații Nunweiler, cei care și dau supranumele de astăzi, da? Câinii Roșii. Câinii Roșii. Este o denumire de alint astăzi, dar ea nu era o denumire în acei ani de alint, era o denumire războinică. Era da, pentru că alergau până se înroșeau foarte tare și alergau ca niște câini. Ca niște câini. Da. Și atunci lumea a preluat și a... Să știi că până la urmă au și imprimat această idee de lupă.